Hei, salutare, prieteni! Gata, tragem linia, toți au spus ce au avut de spus cu lansările în 2023, a venit timpul să facem totalurile. Trebuie să recunosc, în ultimile 12 luni am testat multe smartphone-uri într-adevăr bune. Dar ce am observat este că prețurile anul ăsta au crescut destul de mult. Nu contează, flagship sau nu, cu 300 de euro mai greu găsești ceva într-adevăr bun. De-aia, așa cum spun mereu, dacă ai un telefon care nu are încă nici 2 ani, ai putea să-l mai ții cam încă pe atât dacă lucrează bine. Pentru că descumpitele se scumpesc, dar au devenit și ceva mai rezistente în timp. În tradiția anuală, vă prezint topul meu cu smartphone-uri pe care am reușit să le butonez. Am încercat să aleg smartphone-uri care, într-adevăr, să merite banul și pe care aș putea să le recomand fără rușine. Lista mea s-ar putea să nu coincidă cu a voastră, pentru asta există mai jos secțiunea de comentarii, așa că eu zic să-i dă bătaie. Hai să începem cu cel mai accesibil model din toată lista. Sorry, de altul mai ieftin care să nu-mi fie rușine să-l recomand, n-am găsit. Motorola Moto G84. Chiar dacă ignorăm prețul, este unul din cele mai arătoase smartphone-uri pe care le poți găsi. Pătrățos, o carcasă foarte subțire, spate cu textură din piele, îmi place că vine într-o singură configurație, cu tocmai 12 GB de RAM și 256 de stocare, plus card microSD, slot pentru carduri microSD. Baterie mare de 5000 de mAh care te ține lejer o zi jumate și pe lângă toate mai primești și încărcător în cutie, husă, ce să mai are, chiar și mini jack. Tot aici găsești un ecran de 6.55, atenție, OLED la 120 de Hz și un procesor mai modest, dar care duce bine și jocurile. Ce nu mi-a plăcut la el, a avut câteva scăpări în soft legate de animație care mă deranjau și camera, cum n-ai da, este destul de slăbuță, dar la banii ăștia, băi, și așa sunt prea multe bonusuri. Dacă vrei totuși o cameră bună, dar care să nu coste cât un iPhone, atunci Google Pixel 7a nu doar că este cea mai bună variantă, am impresia că este unică. O cameră principală remarcabilă de banii ăștia la nivel cu orice flagship. Nimeni din categoria sa de preț nu poate filma 4K 60 fps cu tot cu stabilizare. Pe lângă toate, nu s-au zgârcit și au pus aici o carcasă din aluminiu, că în ultimul timp cam toți au dat-o cu plasticul, chiar și procesorul este de top, luat de la Pixel 7, 7 Pro și cred că nu are rost să pomenesc de faptul că ăsta este un smartphone Google, cu Android curat, cioplit de Google, cu update-uri permanente și la timp. Experiență pe care nimeni nu o poate oferi în lumea Android. Pixel 7a, dacă mă gândesc bine, este și una din cele mai bune variante compacte în acest an. Ce nu-mi place la el, poate autonomia cam slăbuță din cauza mărimii și faptul că avem aceste margini groase de zici că-i bretonul meu, dar pe toate patru părți. Mai e și faza că ai 90 de Hz rată de refresh la display, dar tot este mai bine decât 60. Încă un smartphone care m-a impresionat, aș zice eu, progresul anului este aici, Xiaomi 13T. Seria T mereu era cunoscută pentru că oferea tare multe bonusuri de la pro-uri la un preț adecvat. Anul ăsta, pe lângă toate, mai și arată într-un mare fel. Nu mai este designul ăla făcut din bucățele, arată smartphone solid, avem și variante cu spatele texturat și, ca de obicei, Xiaomi îți dă tot ce are mai bun. Avem și ecran AMOLED mare, nu cu 120, dar cu 144 de Hz rată de refresh, luminozitate maximă de peste 2000 de niți, baterie mare, încărcare rapidă la 67W, cu tot cu încărcător în cutie, evident. Procesorul de la MediaTek la început m-a pus în gardă, dar s-a devenit a fi foarte fiabil, mai ales în jocuri. Avem 3 camere și ultra-wide și telefoto, toate cu senzori mari, deci un full package. Dacă ar fi să recomand un singur telefon de la Xiaomi în 2023, cred că ar fi. Nici măcar nu văd rostul să dai mai mult pentru un 13T Pro. Ăsta, sorry, n-avea cum să lipsească din topul meu. Nothing Phone 2, chiar dacă nu este o revelație la fel de mare precum a fost prima generație, în continuare este un produs cu atenție incredibilă la detalii pe care eu îl apreciez. Pe lângă toate LED-urile astea animate super frumos, customizabile, smartphone-ul este foarte calitativ. Și la materiale, și un hardware de top, display cu margini simetrice, super bine calibrat la culori, iar acea atenție la detalii se simte în fiecare colț de sistem. Acest lucru îl pot oferi doar companiile astea mici. Giganții n-au timp de așa ceva. Nu este doar un smartphone pentru entuziaști, eu îl pot recomanda oricui care vrea un smartphone frumos, puternic, bine asamblat, cu un Android curat,
bine optimizat, care să-și merite banii. Nothing Phone 2 chiar este un flagship killer. Unicele dezavantaje, pentru mine cel puțin, ar fi că este un smartphone destul de mășcat și camerele. De bugetul ăsta, camerele de la Pixel 7a sunt mai bune. Însă, dacă vrei și camere de pixel și materiale calitative, să fie și comod și hardware de top, păi atunci Google Pixel 8 este întruchiparea la cum trebuie să arate un smartphone de top pe Android. Ăsta este cel mai veritabil concurent al iPhone-ului, pentru că Google sunt unicii care au grijă de software și de hardware, de la A până la Z. Trebuie să recunosc, din tot ce am testat anul ăsta, Pixel 8 are forma ideală, este cel mai comod smartphone în mână, ergonomic vorbind, nici măcar nu se clatină pe masă. Display foarte bun, cu margini simetrice, procesor de top și camere de invidiat. La soft, nu mai repet, este de-a lor, adică de-a Google-ului, e curățel cu multe funcții smart, ăsta este unicul telefon ce oferă 7 ani update-uri de sistem garantat. Și cel mai tare ce m-a surprins la Pixel 8 a fost autonomia pur și simplu nebună pentru așa un telefon compact. Practic 2 zile la nivel cu iPhone 15 Pro Max. Este, zic eu, telefonul ideal pentru foarte mulți oameni, chiar și eu era cât pe ce să-l iau, dar a fost un singur impediment. Puteți vedea review-ul full pentru a înțelege de ce totuși n-am făcut-o. Dacă tot vorbim de iPhone-uri, n-avea cum să lipsească din acest top the greatest and the most expensive. 15 Pro Max cred că nu are nevoie de o descriere tare lungă. Prezența lui în acest top era previzibilă, dar nici nu putem nega faptul că ăsta într-adevăr este unul din cele mai bune smartphone-uri ale momentului. Un set de camere cu rezultate mereu consistente, fără discuții cel mai bun telefon pe video, unicul care păstrează calitatea oriunde nu ai posta, este primul telefon cu procesor de 3 nanometri, display pur și simplu superb și mai nou, vine cu carcasă din titan. În sfârșit, are și el USB-C și o autonomie de top. Ecosistemul Apple e în continuare acolo în vârf. În general, popularitatea acestui telefon este proporțională cu hate-ul. De la lansare au fost vorbe că se sparge, că se îndoaie, că se încălzește, că nu știu ce, avem un review full pentru el, la fel și comparații, vă recomand să le priviți și o să înțelegeți tot. Următorul smartphone este cel care a îndurat cele mai multe battle-uri, teste, chinuri, mai pe scurt, Samsung Galaxy S23 Ultra, chiar dacă este primul smartphone din listă lansat în 2023, a ținut piept până la sfârșitul anului. Pe bună dreptate, e smartphone-ul cu cele mai multe posibilități și funcții care într-adevăr lucrează, nu spuse doar de formă. Este regele multitasking-ului, e unicul smartphone care vine și cu stilus în 2023, noul procesor Qualcomm adaptat special pentru Samsung-uri chiar a demonstrat că poate ține piept oricui. Super display, super autonomie, o combinație de camere care merită laude și ultra-wide și două feluri de zoom optic. Este mare, arată unic în felul său, așa că sigur își va găsi cumpărătorul. Mai ales că iată suntem pe ultima sută de metri a lansării seriei S24. O premieră anul ăsta e că în top a ajuns și un pliabil. Pe mulți poate o să-i surprindă alegerea mea, dar eu cred că Samsung Galaxy Flip 5 este unicul pliabil pe care publicul în sfârșit îl poate cumpăra fără să dea o avere și fără să-și facă griji că se alege cu un smartphone experiment. Eu l-am purtat aproape o lună în acest an și m-am convins că nu ești dezavantajat cu nimic față de un smartphone obișnuit. Ba dimpotrivă, noua balama îi permite să se plieze perfect simetric, este foarte compact, dar în același timp când îl deschizi ai parte de un ecran foarte mare, iar mărirea display-ului din exterior face din Flip 5 o super cameră pentru vacanțe, pentru că fotografiezi și filmezi mereu cu camera principală și te vezi în viewfinder. Pe lângă toate, nu sacrifici nici cu autonomia, ai și un hardware tare bun, deci e ce trebuie. Din alte opțiuni demne de menționat, vreau neapărat să pomenesc de OnePlus 11. Chiar dacă a ajuns prea târziu pentru un review, ăsta este unul din cele mai bune modele a lor din ultimii 3 ani. Este OnePlus-ul care a revenit la origini, cu focus pe rapiditate, optimizarea softului, preț bun și hardware de top. A revenit chiar și alert slider-ul ăsta dintr-o parte, are încărcare de 100W, au progresat destul de mult și la camere. OnePlus-urile sunt unele din cele mai consecvente în timp telefoane pe Android, așa că își merită aici locul cu siguranță. Și încă o mențiune interesantă, de fapt unicul telefon pe care l-am cumpărat în familie anul ăsta, iPhone 15. Îmi pare că este iPhone-ul potrivit pentru cei care nu sunt pretențioși și vor un device Apple într-adevăr bun și actual, dar care să nu coste cât un Pro Max. E unul din cele mai subțiri și comode telefoane lansate, este premium, are niște camere super bune, hardware de top, optimizat, USB-C deja, un display cu luminozitate top 3 în industrie.
Da, telefon cu 60 de Hz în 2023 este o blasfemie, dar credeți-mă, nu pentru toți. Ăsta este iPhone-ul de bază pe care eu pot să-l recomand dacă vrei să fii în ecosistemul Apple și nu ai nevoie de rată înaltă de refresh. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi, dar și pentru acest an. Toată lista de smartphone-uri prezentate în acest video o găsiți acolo mai jos. Avem chiar și review practic pentru fiecare, accesând link-urile astea din colț. Dacă v-a plăcut acest video, neapărat nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!